momentul în care erai în planeta ta, în nava ta spațială, depinde din ce dimensiune vii, de unde vii, ai văzut sora ta, fratele tău, un membru din rudele tale, au coborât pe pământ și altceva care este pe pământ este karma, este ca o pânze de paianje. Pe pământ este plăcut, într-un fel, și provocări, este o vibrație foarte joasă, este 3D, este cele mai dense vibrații din universuri și poate întreb de ce un suflet cu o vibrație ridicată își dorește să vină pe pământ, din cauza că aici poți să experimentezi durerea, aici poți să experimentezi iubirea în modul ăsta pământean, gelozia, orgasmul, mâncarea, mirosul, frigul, căldura, lucrurile astea aici poți să experimentezi, în dimensiuni înalte nu sunt lucrurile astea și pentru mulți dintre noi, în alte des când am coborât pe pământ, aici mai mult era ca și hai mergem pe pământ să ne distrăm, mergem la o vacanță. Ideea este că vacanța asta are un cost. Dacă cobor pe pământ și creezi karma, este lege pus pe pământ. Tu ești obligat sau obligată să răsplătești acel karma și nu poți să pleci înainte să o echilibrezi. Și tu ai văzut fratele tău, sora ta, un membru din familia ta a coborât pe pământ și n-a putut să răsplătească karma lui în prima viață, nici în al doilea, nici al treilea. Și din ce în ce mai mult karma lui a crescut ca și o bulgăre de zăpadă care a crescut și tu ai zis nu se mai poate așa, eu trebuie să cobor pe pământ să-l ajut sau să o ajut. Și în acest motiv tu ai ales să intri în această familie, mai ales din dimensiunea care vii cu iubire necondiționată, cu puterile tale infinite. Tu, dacă ai ales o familie plin de provocări, plin de durere, plin de suferință, plin de poate comportament neplăcut, dureros, exact tu cu puterea ta, că știai că pentru tine este foarte ușor să intri în această familie și cu lumina și iubirea ta să o luminezi, de-aia tu ai ales această familie, că știai că poți să faci asta. Și eu sunt doar aici să-ți amintesc că ai făcut tu asta și cu siguranță poți să faci asta și a venit momentul să-ți amintești sau poate ți-ai amintit de ceva timp, eu acum doar confirm ceea ce știai deja. Deci al doilea este curățare energetică, karmică, al liniei ancestrală și prin diferite metode poți să faci asta.